Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic în această seară și invitatul meu este Doru Strâmbulescu, managerul Centrului de Documentare și Promovare Constantin Brâncuș din cadrul Consiliului Local Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Să rămână și mulțumesc pentru invitație! L-am invitat pe domnul Doru Strâmbulescu în această seară, cu toate că este foarte ocupat, are foarte multă treabă, dar merită să ne vedem și să vă comunicăm, dragi telespectatori, informații despre simpozionul de sculptură din cadrul celei de-a patra ediții a atelierilor Brâncuș, care începe chiar mâine. Și aș vrea să vă întreb cum ați început activitatea pentru acest simpozion, în ce fază vă aflați în momentul ăsta și cu ce începem mâine? Păi suntem gata, eu zic că suntem gata. Sigur că mai sunt mici chestiuni care sunt și ele pe cale de a se rezolva, însă din punct de vedere organizatoric, eu zic că lucrurile sunt rezolvate. Simpozionul internațional de sculptură din cadrul atelierului Brâncuș este un eveniment, zic eu, care poate să marcheze această vară la Târgu Jiu, pentru că în cadrul acestui simpozion vor fi prezenți artiști importanți, români și străini, și așa cum bine știți, în urma acestui simpozion, orașul Târgu Jiu se îmbogățește cu noi lucrări de artă, cu noi lucrări de patrimoniu. Simpozionul este un concept în cadrul acestui program pe care l-am creat, să spunem, atelierele Brâncuș, pornind de la o idee generală că în România trebuie să existe la un moment dat un eveniment marcant care să pună în valoare tot ceea ce înseamnă moștenirea Brâncuș. Și cred că prin atelierele Brâncuș noi putem să aducem în prim planul vieții culturale românești acest lucru. De ce spun această chestiune? Pentru că în cadrul atelierului nu sunt numai simpozioanele de sculptură, așa cum este cel care începe mâine, este simpozionul de pictură, sunt create și o serie întreagă de alte evenimente în această perioadă, în această lună de zile în care se vor desfășura cele două simpozioane, vor fi întâlniri și discuții cu artiștii despre operele lor, despre felul în care înțeleg arta modernă, despre felul în care le înțeleg pe Brâncuș. Și aici vreau să subliniez, în ultimii ani artiștii care au venit la Târgu Jiu au spus un lucru foarte clar: vin aici în pelerinaj de la Brâncuș. Asta înseamnă că există o anume sacralitate în jurul operei brâncușiene și a lui Brâncuș, iar tot artiștii lumii, pentru că sunt artiști care vin din diverse colțuri ale lumii, nu numai din România, se raportează la Brâncuș ca la un reper universal al artei. Cam asta în mare vrea să însemne. Sigur că aici pot împărți lucrurile în două, adică chestiuni de natură subiectivă care pot să-mi aparțină mie, dar și chestiuni, așa cum spuneam, de natură obiectivă. Orașul, pe lângă capodopera brâncușiană pe care o deține, o are în proprietate ansamblu brâncușian, își creează un patrimoniu alcătuit din opere de artă de certă valoare, pentru că vreau să vă spun, în ultimii ani, în simpozioanele de sculptură și de pictură, vin nume importante ale artei românești și ale artei universale, oameni care, așa cum a fost, de exemplu, anul trecut, Yoshino Gata, care este un sculptor bine recunoscut pe plan mondial, cu lucrări care sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO și așa mai departe. Ori ca să ai astfel de lucrări semnate de nume importante ale sculpturii contemporane și
ele devin un omagiu adus Brâncuși operei sale și este și o formă de respect pe care noi o acordăm lui Brâncuși. Ce material ați ales în acest an? Pentru că în fiecare an s-a încercat diversificarea, a fost marmură, a fost travertin. Ce materiale? A fost andezit, în ultimii ani folosim andezitul. Sigur că și noi am sesizat acest lucru și pentru a dinamiza puțin aspectul general, să spunem, al simpozionelor, dar și a lucrurilor de artă care sunt amplasate în diverse zone. Am încercat să folosim, dar am descoperit andezitul, de fapt la sugestia și curatorului Tadu, al sculptorului Vlad Ciobanu și a câtorva apropiați ai noștri din Consiliul Științific, care ne-au recomandat folosirea acestei pietre, care are o multitudine de posibilități de prelucrare, de șlefuire, de nuanțe și așa mai departe, care dau o anumită adâncime, profunzime operei create de către artist. Deci și anul acesta vom folosi andezitul. Mă bucur să spun că am descoperit un mare om de suflet undeva în nordul țării. Nu știu dacă mi-e permis să spun acest lucru. Da, însă, odată ce sponsorizează acțiunea, însă este unul dintre sponsorii noștri foarte important. Este vorba de firma Andezitul și de patronul acestei firme, un om de, așa cum spuneam, de mare caracter și un mare suflet, un mare spirit, Ion Șot, care a spus că face acest lucru pentru Brâncuși și pentru artă, pentru a oferi artiștilor posibilitatea să prelucreze tot ceea ce imaginarul lor creează. Deci ce face el? Vă oferă andezitul gratuit sau parțial? Piatra de andezit pe care o avem și pe care o punem la dispoziție artiștilor care sunt prezenți în simpozion este oferită ca sponsorizare de către Ion Șot, firma Andezit de la Ilva. Poiana Ilvei. Deci, dar nu este singurul nostru sponsor. Ca și în anii trecuți, beneficiem de sprijinul și parteneriatul Institutului Cultural Român, care, iată, este a treia ediție pe care o organizăm împreună, un sprijin important, un sprijin, dacă vreți, nu numai un sprijin financiar, pentru că ei plătesc contractele pentru artiștii străini. Până anul trecut au plătit și contractele curatorilor, începând anul acesta revine centrului Brâncuși și această misiune. E o chestiune, până la urmă, de buget, fiind instituții publice. Corect. Și centrul și Institutul Cultural Român. Sigur că și sunt o serie întreagă de evenimente în desfășurare. Institutul Cultural Român este partenerul nostru și în colocviile pe care le organizăm în toamnă cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea ansamblului. Așa că sunt anumite sume de bani pe care le redistribuie în felul acesta. Spuneam că ei rămân partenerii noștri, cum este Consiliul Local, Primăria Târgu Jiu, dar avem și alți sponsori. Este firma Elco, care ne pune la dispoziție utilajul, adică macaralele pentru descărcatul, încărcatul pietrei și așa mai departe în perioada de desfășurare a simpozionului. Este firma Bosch, prin Triton, foarte important, care ne-a pus an de an la dispoziție instrumentarul necesar prelucrării pietrei de către artiști, adică sculele cu tot ce înseamnă aceste ustensile de prelucrare a pietrei. Așa că am făcut pași, poate nu atât de mari pe cât ne-am fi dorit, dar ușor, ușor ne apropiem oameni, ne apropiem firme, îi facem să înțeleagă cât de important este să lucrăm împreună pentru Brâncuși. Orașul Târgu Jiu n-are decât de câștigat din acest lucru, pentru că până la urmă, prin operele de artă pe care artiștii le lasă aici, le donează municipiului Târgu Jiu, orașul se îmbogățește, se înfrumusețează, așa cum știți și din anii trecuți, și aici este o problemă pe care aș putea să o explic. Operele de artă sunt amplasate în ultimii ani pe insulița de pe Jiu, acolo am gândit să creăm un parc artistic, să spunem așa, un muzeu în aer liber, și el se construiește ușor. E adevărat că cu încetinitorul, dar, cum să spun, o facem la modul cel mai coerent și legal posibil, să spunem așa, pentru că lucrările astea
Nu pot fi, ele au un anume regim și ele trebuie, și trebuie să, să respectăm legea în acest sens, adică să le avizăm, să fie avizate de către Ministerul Culturii, adică să fie reprezentative din punct de vedere estetic, artistic, da? Să fie autorizate de către administrația locală, de către primărie pentru a putea fi amplasate și așa mai departe. Adică sunt proceduri, sunt lucruri pe care noi le facem an de an și am bucuria să spun că tot ce am realizat în ultimii ani sunt lucrări care au primit avizul Ministerului Culturii și autorizația de amplasare. Poate că aici, și știu că în spațiul public s-a invocat faptul că sunt anumite lucrări de artă care nu se pun imediat. A fost o practică, trebuie să spun acest lucru, cu care eu personal nu sunt de acord că aceste lucrări de artă să fie amplasate fără aceste avize și autorizații, însă acest lucru se face și se face cu temenicie și zic eu în mod corect și legal așa cum trebuie să fie. Deci, așa că așa sunt și cele de anul trecut care urmează să fie amplasate, urmează ca în perioada următoare s-au finalizat proiectele tehnice, pentru că, așa cum spuneam, sunt o serie întreagă de etape. Sigur că ele sunt uneori nu se desfășoară în ritmul în care, de exemplu, și eu mi-aș dori să se desfășoare, dar e o situație de fapt pe care trebuie să o gestionăm și cam asta este situația. Vor fi făcute soclurile pentru amplasarea lor în părculețul de pe insuliță și urmează ca și cele de anul ăsta să fie amplasate ulterior tot în această zonă. Sigur că ideea mea a fost, și nu numai a mea, e un colectiv, îmi place să lucrez într-un colectiv de oameni, să ascult păreri, opinii, idei, să colectăm aceste idei și să le folosim pe cele mai bune, cele mai valoroase, astfel încât așa să putem să creăm zone în oraș care să poată fi vizitabile, să devină ușor, ușor zone care să fie integrate unui circuit turistic. Vine cineva la Târgu Jiu și întreabă, domne, ce mai pot să văd în ansamblu, în afară de ansamblu de la Târgu Jiu? Ori toate aceste oaze, să zicem, culturale, toată această infrastructură pe care noi ne-am pornit să o facem, nu face altceva decât să pună în valoare ansamblu și să pună în valoare orașul Târgu Jiu, așezându-l în rândul orașelor culturale, zic eu, importante din țară și aș îndrăzni să spun și din străinătate că până la urmă noi avem la Târgu Jiu o operă de valoare universală, cum este ansamblu. Pe această nouă locație de pe insuliță vor fi mutate și operele deja amplasate pe raza Târgu Jiului sau acelea rămân acolo și numai operele de acum înainte vor fi amplasate? E o întrebare interesantă și bună pe care mi-o puneți. Este în analiză o asemenea variantă, dar nu insulița. Am făcut o adresă către primăria Târgu Jiu solicitând ca atunci când se va gândi reamplasarea acestor opere, pentru că trebuie să spun unele se află în zone în care nu sunt nici puse în valoare, nici suficient de bine protejate și atunci trebuie să regândim puțin reamplasarea lor și atunci cred că primăria ar trebui să identifice împreună cu noi, împreună cu specialiștii, să identifice anumite zone în oraș care se pot transforma la rândul lor în oaze de cultură și de artă. Dar aceste zone au fost identificate. Vreau să vă spun că există un proiect deja. Nu vă pot spune însă foarte multe lucruri pentru că nu sunt implicat direct în acest proiect, dar știu că există un proiect al primăriei Târgu Jiu ca în zona unităților militare, undeva pe o suprafață destul de importantă să se construiască un parc cu ateliere, cu aneleuri, cu zone care... în care pot fi amplasate aceste lucrări, iar cu această ocazie, fiind o suprafață destul de mare, putem să gândim și reamplasarea unor lucrări, astfel încât să, cum să zic, să nu agresăm orașul cumva cu un număr foarte mare de astfel de lucrări și în același timp să le și punem în valoare. Așa cum spuneam, ele au o valoare de patrimoniu, creează un patrimoniu al orașului Târgu Jiu și ele trebuie puse obligatoriu în valoare de către noi. Da, de exemplu, cele care sunt așezate în sensurile giratorii, în mijlocul sensurilor giratorii, pot fi puse în pericol? Se pot considera zone în care operele sunt puse în pericol? Dacă sunt în zona de protecție, și asta o spun cu apăsare, dacă sunt în zona de protecție a ansamblului Brâncușean, n-au ce căuta acolo.
Din nefericire, trebuie să recunosc că sunt asemenea opere amplasate în zona de protecție. Dacă nu mă și aici trebuie să existe o analiză și o decizie pe care trebuie să o luăm. Unde e Calea Victoriei, cred că și de o parte și de alta sunt opere. Așa de cum la spuneam, simpozia. Și aici trebuie să existe la un moment dat o decizie pe care trebuie să o luăm împreună cu autoritatea privind reamplasarea acestor opere care sunt în zona de protecție a ansamblului Brâncușean și n-au ce căuta acolo. Este simplu. Pentru că nu, așa spune normativul. Legea patrimoniului. Legea patrimoniului. Și atunci întrebarea, cele două opere, de exemplu, cu atât mai de mult pe Calea Victoriei noi, sunt neautorizate de minister? Imediat vă spun. Cu atât mai mult cu cât sunt avansate demersurile pentru includerea ansamblului Brâncușean în UNESCO, ori este simplu și foarte clar pentru cei care gestionează acest lucru că aceste opere, dar nu numai operele, și reclame și alte astfel de lucruri nu au ce căuta în zona de protecție a ansamblului Brâncușean. Poate vom reuși să scăpăm și de cablurile care obturează zona și nu îți permit să faci o fotografie artistică. Există un proiect, după cât îi știți, de amenajarea da. Căii Eroilor. Există și, înțeleg, și un demersuri foarte avansate făcute ca împreună cu Electrica să se purceadă la o astfel de operațiune. Eu cred că până la urmă aceste lucruri sunt rezolvabile și vor fi rezolvate. Este foarte adevărat că începând de pe Bulevardul Constantin Brâncuș și până la coloană sunt o serie întreagă de lucruri care ele sunt rezolvabile și care intră în viziunea celor care au făcut proiectul de reamenajare și de punere în valoare a căii eroilor. Așa că eu cred că aceste cabluri vor fi relocate, să zicem, vor fi trase prin subteran și vor rămâne doar stâlpi de iluminat care vor ilumina calea eroilor și așa mai departe. Și acum să ne întoarcem la tabăra care începe mâine la Simpozionul Internațional de Sculptură din cadrul atelierilor Brâncuș. Câte opere vor fi create? Deci câți artiști vin? Sunt 6 artiști. Sau au venit deja? Sau au cazat? Sunt pe drum unii dintre ei. Da, sigur, mâine vor fi toți aici. Da, sunt 6 artiști. Sunt 2 artiști din China. Amândoi sunt tineri, cadru universitar, absolvenți al Universităților de Artă din China, 2 artiști importanți chinezi, o doamnă și un domn, să spunem așa, vă pot spune cred și numele lor. Cred că pentru lor. Prima dată o doamnă. Da, Zhao Tengxiao și Zhao Ming din China. Este un artist din Bulgaria, George Minchev, un artist important cu așa, Nesrin Karahan din Turcia și din România, Dinu Câmpeanu și Valer Neag. Iată că avem și un localnic. A fost o idee ca să nu ignorăm sau să neglijăm prezența artiștilor locali în locali în ghilimele spus, pentru că Valer Neag, ca și Mihai Țopescu, ca și alții, nu sunt niște artiști doar care creează pe plan local, sunt artiști cu expoziții importante în țară și în străinătate, în lume, cu opere care se află în țară și în lume, și așa mai departe, cu un număr important de expoziții în țară și în străinătate, deci au un CV cu care, sigur, putem să spunem că își... Se mândre și ei și noi. Totuși de ei noștri. Își subliniem caracterul de excelență pe care îl au artiștii prezenți în simpozion. Curatorul taberei, așa cum spuneam, este același Vlad Ciobanu, un om de suflet și de spirit care a avut o contribuție și are o contribuție importantă și însemnată în tot ceea ce înseamnă organizarea acestor simpozioane și nu numai, el este și vicepreședintele Consiliului Științific al Centrului Brâncuș, dar datorită implicării lui nemijlocite în aceste campanii de, cum să spun, de promovare a atelierelor Brâncuș și cu ICR-ul și cu firma Bosch și cu alte, sigur că s-au reușit până la urmă aceste contracte, această susținere, să spunem, aceste parteneriate de care noi beneficiem în acest moment. Parteneriatul cu Institutul Cultural Român și felul în care se promovează aceste ateliere ne spune următorul lucru. Institutul Cultural Român are rolul de a promova cultura română în lume.
Corect. Și asta spune tot, adică aceste ateliere sunt promovate în lume, da? Și ei susțin, susțin și financiar, așa cum vă spuneam, proiectul nostru. Unde are loc desfășurarea simpozionului, dacă publicul are acces să poată vedea, să fotografieze sau doar la final când ca și anul trecut, opera? Ca și anul trecut, simpozionul se va desfășura tot la, în localitatea Bârsești, la Centrul Multifuncțional al Liceului Tehnologic de la Bârsești. Publicul poate să vină și la deschidere și poate să participe pe tot parcursul simpozionului, să fie prezent acolo, să stea de vorbă cu artiștii, să urmărească ce fac artiștii. Este foarte important. S-au întâmplat și în anii trecuți lucrurile astea. Sunt convins că și anul ăsta vor veni de suficient de mulți sau destui oameni care vor fi atât localnici, dar vreau să vă spun că sunt turiști care se află în trecere prin Târgu Jiu, care află de acest simpozion și care vin vin special să vadă ce fac artiștii în acest simpozion și asta e un lucru foarte, foarte frumos. Deschiderea va fi la ora 1, sper în, mâine. Da, în deci prezența mâine artiștilor, autorităților locale pe care noi am invitat, a parlamentarilor de Gorj, a tuturor oamenilor de cultură, a tuturor doritorilor și fac un apel așa la toți cei care ne urmăresc și care doresc să fie prezenți la deschiderea de la ora 1 la Centrul Multifuncțional de la Bârsești, să fie prezenți acolo, deci să mâine, se cunoască cu artiștii. Mâine, da? Miercuri 1 august, simpoziunul va ține până pe data de 3 august, atunci când vom face închiderea și lucrările vor deveni partea patrimoniului municipiului Târgu Jiu. Și închiderea când va avea loc? Pe data de 3 august. La ce așa oră? Cum spuneam, tot la ora 1. Tot la ora 1. Dacă schimbăm ora, o să o anunțăm din timp. Sigur că pot apărea pe parcursul unui simpozion și o serie întreagă de lucruri care nu trebuie să spunem, domnule, știm totul de la început, că cred că ar fi un lucru nepotrivit. Fiecare simpozion pe care îl organizăm are o specificitate, sunt oameni cu personalități diferite, cu viziuni diferite, cu modalități de a se raporta la realitate diferit. Unii lucrează mai mult, alții lucrează mai puțin într-o zi, alții lucrează mai mult dimineața, alții lucrează mai mult seara. Momentul și așa creației, mai departe. Momentul de creație și de inspirație. Evident că ei vin cu o viziune cu a lucrării pe care vor să o facă aici. Fiind artiști importanți, le lăsăm această libertate de a decide și de a, dar de fiecare dată au venit și cu o idee în spatele lucrării pe care au lăsat-o aici. Și asta este foarte important. Marcați fiind de acest simbol al artei universale care este Brâncuș. Toți care vin aici spun că tot ceea ce gândesc și fac, o fac în numele lui Brâncuș și ca omagiu adus unui sculptor de o asemenea anvergură și o asemenea profunzime. Atunci când s-au ales bucățile de piatră de andezit, se știa fiecare artist ce dimensiuni dorește sau vin și găsesc dimensiunile clar? Există discuții, clar, există discuții cu artiștii. Se adaptează. Există discuții cu artiștii, noi le facem o propunere și sunt de acord sau ne spun cam ceea ce gândesc ei despre asta, dar în general lucrurile astea noi discutăm aceste lucruri cu fiecare înainte în parte, lua astfel încât că la momentul în care ei vor veni aici și vor găsi piatra, fiecare să își aleagă, să zicem, blocul de piatră pe care vrea să-l facă, dar în general ele sunt blocuri care sunt apropiate și ca dimensiuni și ca forme mai puțin, dar ca dimensiuni trebuie să ne gândim la mai multe aspecte când dimensionăm o lucrare. Un bloc este, sigur, poate să aibă dimensiuni, prin prelucrare el își schimbă aceste dimensiuni, dar e vorba și de un procesul de amplasare pe urma acestor lucrări, de zona unde le amplasezi, cum le pui în valoare și așa mai departe. Dar aceste lucruri le discutăm împreună cu curatorul taberei și cu fiecare artist în parte, inclusiv locul de amplasament, felul în care vede amplasată lucrarea, zona unde este amplasată, felul în care și-o poziționează. Deci toate aceste detalii sunt discutate inițial cu artiștii. În contractul care se face cu artiștii, și întreb asta pentru că știu că există la nivel local și chiar național discuții legate de nemulțumirile unui artist care nu este de acord cu locul unde se mută niște opere, chiar de pe Calea Eroilor. Cred că sunteți la curent cu
Situația e vorba de busturile familiei Tătărescu, care au fost pe calea eroilor, și am înțeles că artistul nu este de acord să fie mutate la Vladimir. În contractele pe care le faceți cu artiștii, își dau acordul din prima pentru amplasament? Sigur că da, pe asta și spuneam. Ei văd amplasamentul. Deci există în contract această... Sigur că da, ei ne indică acest loc, da? Al amplasamentului. Noi le spunem zona în care dorim să amplasăm locurile. Ei merg împreună cu curatorul și cu omul desemnat de mine de la Centrul Brâncuș, care se ocupă de partea de organizare a simpozienului, și împreună cu curatorul și fiecare artist în parte, în zona respectivă, ei își aleg locul, dimensiunile soclurilor și așa mai departe. Mărimea soclurilor, tot ceea ce înseamnă, iar toate aceste date noi le punem la dispoziția arhitectului, care urmează să facă proiectul de amplasare și de avizare, pentru că aceste proiecte, după ce sunt făcute într-o primă fază, ajung la Ministerul Culturii, se primește avizul de la Ministerul Culturii, se face autorizația, proiectul tehnic și după aceea comanda pentru amplasare. E un drum pe care îl parcurgem an de an. Și care este obligatoriu. De altfel, în legea drepturilor de autor este precizat clar faptul că dacă artistul consideră, chiar dacă, să zicem, i-au fost plătite operele la reală valoare, aici fiind vorba de o donație și de o sumă pe care ei o primesc simbolic, cum ar veni, adică... Nu este o sumă, zicem noi, care... Este contravaloarea operei... Este, nu neapărat contravaloarea operei, este o sumă de bani pe care artiștii o primesc, și n-am de ce să ascund acest lucru. Această discuție am avut-o și cu partenerii noștri de la Institutul Cultural Român. S-a stabilit ca suma să fie de 3.000 de euro pentru toți artiștii. 3.000 de euro pentru fiecare în parte sau pentru împreună? Fiecare, nu, pentru fiecare pentru în parte. Fiecare în parte. Pentru fiecare în parte. Vreau să vă spun că nu este o sumă nici mică, dar nici foarte mare, pentru că, iată, vă spuneam, avem doi artiști importanți din China. Vreau să vă spun că în China se organizează astfel din simpozioane, și nu numai în China, în Taiwan am avut în ultimii ani artiști din această zonă a lumii foarte importantă și foarte interesantă din punct de vedere artistic, unde se organizează simpozioane cu sute de mii de euro, adică față de bugetul pe care alocăm noi. De exemplu, în Taiwan, îmi spunea curatorul celui mai important simpozion de sculptură din Taiwan, și care îmi spunea că simpozionul pe care îl organizează are un buget de 300.000 de euro. Iată. Vreau să vă spun că în China, pentru că tot vorbim de treaba asta, de China, se organizează simpozioane unde artiștii primesc până la 30.000 de euro în mână. Și în plus, din păcate, noi încă nu reușim să asigurăm această asistență. Această asistență este asigurată de către curator în mod benevol aproape artiștilor, dar ei au și asistență în simpozioanele mari din lume, cum sunt cele din China, cele din Egipt și așa mai departe. Fiecare artist beneficiază de 1, 2 sau 3 în India, chiar de mai mulți asistenți, care practic îi fac lucrarea. Și artistul, doar, sigur, doar modelează. Și acum să ne întoarcem la Brâncuș și noi să ne suntem. Amintim cum a lucrat el. Noi nu, a suntem. Lucrat cu noi nu suntem, da, noi nu suntem încă în acest. Mi-aș dori să poți asigura astfel de servicii, să spunem astfel. Dar noi chiar ei lucrează. Chiar dar, din păcate, ei și rup oasele, să spunem așa, pentru că nu e chiar foarte simplu și ușor să lucrezi cu flexurile acelea, cu discuri diamantate și să prelucrezi o piatră de granit, față. Cu mască de granit, o piatră foarte dură, cum este andezitul, dar ca, așa cum spuneam, foarte frumoasă, cu multiple posibilități de prelucrare, de șlefuire și așa mai departe. Și de asta vreau să ne întoarcem puțin la Brâncuș și să ne amintim că există chiar niște schițe în care el arăta cum vrea să fie amplasat coloana fără sfârșit, cum vrea să arate parcul aproximativ, acolo încă mai sunt discuții, dar schița există. Vor fi mereu discuții, da, în ceea ce privește, deci, pe Brâncuș. Schița făcută de Brâncuș cu coloana fără de sfârșit există în acea colecție a familiei Gorjan. Există chiar fotografia chiar originală pe care Brâncuș a făcut originală. Desenul. Da. Exact. Și iar Brâncuș a lucrat cu asistenți, într-adevăr. A lucrat și cu asistenți, a lucrat și individual.
individual, sunt lucrări pe care le poți face, sigur, de mai mici dimensiuni sau știu eu, lucrări în lemn, în diverse materiale mai slabe. Mai... Sau chiar piatră, dar coloana da. Fără de sfârșit însă, nu putea fi făcută da. De el. Însă, artiștii însă el a general, gândit-o artiștii, și el a asistat la trebuie să vă spun că sunt artiști ajunși unii dintre ei la o anumită vârstă. Sigur că aici trebuie avut grijă pentru că sunt oameni care, în ciuda experienței enorme pe care o au în realizarea unor astfel de lucrări, ei au nevoie de un sprijin indiscutabil. Probabil că în anii următori, probabil că în anii următori, dacă lucrurile vor merge bine și vom atrage mai mult și sponsor și mai mult sprijin financiar pentru organizarea unor astfel de simpozioane, importante spunem noi, pentru că simpozioanele astea care au titulatură, vorbesc numai de titulatură aici, ca să nu ne gândim la ce vrem să facem pentru Brâncuși, trebuie să aibă, să se ridice la un anumit, trebuie să aibă o anumită cotă, ele trebuie să fie reprezentative, nu numai pentru noi aici și în plan local, trebuie să fie reprezentative la nivel mondial. Dar așa cum vă spun, toți artiștii care vin aici și toți artiștii care sunt invitați să vină la Târgu Jiu, sunt foarte bucuroși că vin în orașul lui Brâncuși ca să lucreze. Chiar asta vreau și eu să spun, că sigur n-ar fi acceptat să vină pentru 3.000 de euro, indiferent ce operă urmau să creeze, și fără să o evaluăm, că nu putem să o evaluăm înainte sau să o evalueze un specialist, dar dacă n-ar fi fost orașului Brâncuși invitație la simpozioanele Brâncuși, sigur n-ar fi venit pe suma asta de bani, însă tocmai pe asta s-a contat, faptul că au avut plăcerea să vină să creeze în orașul lui Brâncuși și să operele să fie amplasate în orașul Brâncuși. Vreau să vă spun că un artist din Turcia, un artist important din Turcia, care a fost acum vreo 2 ani, cred, în simpozion Zecheria Erdine, care e și profesor la Facultatea de Arte din Istanbul, spunea, zice, dom'le, până la urmă aș fi venit să las o lucrare la Târgu Jiu, numai pentru Brâncuși, chiar dacă n-aș fi fost plătit pentru treaba asta. Sigur că lucrurile nu s-au pus așa atunci, dar vreau să vă spun că sunt și astfel de artiști care sunt devotați și care, din respect pentru un mare artist cum este Brâncuși, fac și gesturi din astea. Sigur, nu s-a pus până așa, pentru că vreau să vă spun, mulți dintre acești oameni sunt artiști profesioniști, ei trăiesc din arta lor, trăiesc din asta. Nu au alte venituri. Singurele lor venituri sunt din munca lor, care nu e una ușoară. Care nu numai asta, e vorba și de procesul de creație, nu neapărat de munca fizică, iar dacă acum poate ne uităm un pic așa și târgujienii sau românii se uită un pic așa de sus, au mai venit să mai facă niște lucrări, așa cum Brâncuși în timpul vieții era blamat, era luat în derâdere poate chiar, sau să nu uităm cum s-a comportat guvernul cu el și România în general, și chiar au fost refuzate opere care inițial au fost comandate, și când el a propus arta asta modernă a întâmpinat un refuz din partea autorităților care erau obișnuiți cu opera, e, nu, cu scultura aici clasică. E o discuție, dar cred că nu avem nici timp, nici momentul, dar vreau să spun discutăm că... despre asta. Apropo de refuzul ăsta, nu există practic un refuz al lui Brâncuși. Nu, mă refer la faptul că i-au fost comandate opere și când a venit cu schițele și a propus niște opere moderne, ea s-a spus, păi și ce reprezintă? Deci pe vremea aia el era un avangardist. Da, la asta bun, mă refer. Operele care vor fi acum create și amplasate, e posibil ca peste 100 de ani să aibă o valoare exorbitantă. Pentru că evaluarea nu putem să o facem înainte de a fi create, clar. Și atunci de aia vorbim de o sumă fixă și clară, da? Iar ulterior putem să avem marea surpriză ca acele opere să fie evaluate la niște sume exorbitante, așa cum, de exemplu, se vând astăzi operele lui Brâncuși. Evident că o operă de artă are un destin al ei, unele se sting înainte de ca și stelele pe cer, așa, dar unele sigur strălucesc, exact. Strălucesc pentru multă, multă vreme. Există o căutare în zona asta a artei, ceva care ține de subtil, de tenre. Sigur că un artist lucrează,
cu materia, dar și cu inefabilul care este, pe care încearcă să-l descopere în materie și să-l releve, să scoată adevărul ăsta al operei de artă care îl scoate din ascundere și la... Sigur că aici rămâne o operă de artă, vorbește în fel și chip lumii. Da? Fiecare dintre noi, până la urmă, ne spune ceva. Cu cât ea este mai, să zicem, mai închisă în propria sa formă, să zicem așa, cu atât ea poate să vorbească mai mult. Ca de exemplu, ansamblul de la Târgu Jiu, în care vorbim despre forme simple, despre linii și așa mai departe, are o multitudine de semnificații în viziunea cercetătorilor și așa mai departe, dar nu numai a cercetătorilor, și a simplilor privitori, a oamenilor care vin, care interacționează cu opera și care, în mod subiectiv sau individual, poate să dezvolte o viziune. Sigur că cercetările, să zicem, aplicate au un alt rol, dar eu vorbesc acum de impactul direct pe care îl are opera de artă cu privitorul ei, cu cel cu care interacționează. Mai avem puțin din emisiune, sigur s-ar putea vorbi foarte mult și noi ne-am afundat un pic așa în simboluri, deși am început de la ceva foarte practic, adică organizarea simpozionului de sculptură internațional din cadrul atelierilor Brâncuș, care începe mâine, dragi telespectatori, la ora 1. Este deschiderea, revenim cu informația oficială pentru cei. Simpozionul. Da? Și aș mai avea o întrebare, dacă aveți informația în momentul ăsta, că nu am stabilit întrebările de la început, la noi nu se lucrează așa. E un interviu spontan, să spun. Spontan, așa se lucrează la noi, nu cu întrebări prestabilite. Câte opere sunt în prezent în Târgu Jiu ca rezultat al simpozionului Brâncuș, care a avut câteva etape, chiar dacă ne aflăm la ediția 4-a atelierilor Brâncuș, și s-a numit tabără de sculptură, simpozion și așa mai departe, de-a lungul timpului. N-am acum o cifră exactă în minte. Sau câte au avut loc până acum tabere efective? În orice caz, sunt peste 100 de lucrări care sunt care există și care sunt amplasate pe raza municipiului Târgu Jiu. O parte dintre ele vor trebui reamplasate. Care nu știm deocamdată. Rămâne ca să se facă o analiză foarte serioasă a acestor. Noi avem deja o analiză făcută la Centrul Brâncuș cu amplasamentul fiecare opere, autor, anul în care a fost amplasată, starea în care se află, așa mai departe. Și sigur că în baza acestei analize pe care o vom face, pe baza acestui raport al nostru, autoritatea poate să decidă, primăria, Consiliul Local, poate să decidă că unele dintre aceste opere ar trebui reamplasate, dar eu cred că noi trebuie să creăm, păstrez acest și mi-aș dori foarte mult ca să creăm mai multe zone de interes muzee artistic, în aer liber. Aceste muzee în aer liber. Orașul, în esență, este un muzeu în aer liber, însă o concentrare de opere de artă, sigur, pe lângă care trebuie să funcționeze, poate, și o expoziție și mai multe. Sigur, și o parcare. Și o parcare și alte lucruri. Deci poate să pună astfel în evidență aceste opere și să creeze alternative la tot ce avem noi în acest moment în oraș. Iar acum o să vin din nou la capitolul de ce să facem asta, ce întreabă poate telespectatorul în fața televizorului, dar de ce să facem asta, dar de ce să băgăm bani în treaba asta, pentru că, dragi telespectatori, trebuie să nu uităm că nu mai suntem acel județ plin de cariere, de mine subterane și de termocentrale care produc la maxim de capacitate și că trebuie să ne îndreptăm atenția foarte mult asupra lui Brâncuș și asupra turismului, care poate deveni un mijloc elegant și ecologic de existență a gorjenilor. Pentru că suntem fericiții beneficiari ai unicei opere practic de for public creată de Brâncuș și atrage orașul nostru oameni din întreaga lume,
chiar dacă noi nu ne dăm seama, dar mergând printre opere, mergând în parc, eu foarte mult ascult. Dar nu ascult. E nimic de ascuns în toată treaba asta. Chiar vin la tribunii oameni aud. De peste tot din lumea da, asta. Da. De începând de la Australia până în America de Nord, până în America de Sud, în Africa și așa mai departe. Sigur, sunt oameni care vizitează și care, dacă ajung în zonă, vor să vadă opera lui Brâncuși. E important acest lucru. De ce să facem acest lucru? De ce să creăm o alternativă la ce spuneați? Că, sigur, industrie. Eu n-aș vrea să amestec lucrurile. Sigur, industria are rolul ei foarte ei, important, dar a economia foarte mult funcționează. Numărul locurilor de muncă în acel domeniu. Da, însă putem crea alternative și exact. Alternativa asta pe care o dă turismul și orașul Târgu Jiu poate să devină un oraș cultural important. El, ca să devină un oraș cultural important, am mai spus asta în emisiune. Nu astăzi, dar în alte emisiuni. Și o spun foarte răspicat treaba asta. Trebuie să-și creeze o infrastructură culturală foarte serioasă. Asta înseamnă spații de desfășurare a unor activități culturale foarte bine dotate și moderne, da? Care să poată să facă față cerințelor lumii moderne, să te conexezi la tot ce înseamnă sistemul ăsta planetar, multimedia și așa mai departe, până la oameni specializați. Vreau să vă spun că și aceste lucruri trebuie să meargă mână în mână, nu paralel. Ca să formezi oameni în cultură, nu poți să iei din facultăți direct și să spui, domnule, ăsta e om de cultură, da? Sau, da? El se formează în timp. Cultura este un proces îndelungat, greoi, pentru că necesită, ca orice domeniu de altfel, dar în mod special în zona culturală, necesită acumularea de noi cunoștințe, dezvoltarea de viziuni, de creativitate și așa mai departe. Iar orașul Târgu Jiu are această șansă și are această șansă pe care ne-a dat-o Brâncuși, amplasând aici cea mai importantă operă a lui, iar noi în jur avem datoria și obligația morală, cetățenească, istorică, cum vreți, așa, culturală, să creăm în jurul acestei capodopere pe care vrem să o punem în valoare, să creăm o infrastructură culturală care, într-adevăr, să creeze premize și să facă din orașul Târgu Jiu un oraș cu adevărat cultural. Începând de la, o să vă surprindă că vă spun, începând de la felul în care amplasăm băncile, le vopsim și formele în care arată băncile, până la felul în care tundem parcurile și copacii, până la felul în care prezentăm clădirile, așa mai departe, până la felul în care punem opere de artă în acest oraș și le întreținem, sunt o serie, la clădirile care sunt destinate activităților culturale și artistice pentru tineri, pentru studenți, pentru elevi, pentru copii, pentru artiști importanți. Îmi doresc să fac la Târgu Jiu rezidențe importante cu artiști importanți din lumea asta, care să vină să lucreze aici și să fie prezenți în poate viața culturală și care să țină niște cursuri, să niște țină cursuri. Sigur că da, să facă lucrurile, se pot face. Toate lucrurile astea, să vă spun încă o dată, e nevoie participe. De infrastructură. Ca să creezi infrastructura asta e nevoie, în primul rând, de bani. Nu trebuie să ne... Cultura înghite foarte mulți bani. E o iluzie că putem face cultură stând așa. Nu. Cultura se face cu foarte mulți bani, dar iată că avem exemple în România, poate că ne apropiem de final și da. Avem exemple importante în România în acest moment. Exact. Alba Iulia este un oraș care face bani din cultură. Sibiu este un oraș care face bani și nu puțin din cultură. Oradea este un oraș care... prin viziunea care administrației care s-a dezvoltat în aceste orașe, face bani din cultură, Clujul la fel și așa mai pentru departe. Că știu să sunt orașe care, dar nu numai promovare, dar și ce face acolo. Și ce deci face, noi trebuie clar. Pe lângă, nu-i suficient să spunem și o spun foarte clar așa, pot fi contrazis, evident, de către foarte mulți. Sau nu-i suficient să avem ansamblu de la Târgu Jiu. Ansamblu de la Târgu Jiu, ca să-l putem pune în valoare, trebuie să creăm această infrastructură, care din păcate în momentul ăsta nu există. Din păcate. Din păcate nu există în acest moment. Și iar există instituții exemplu. Slabe, există instituții slabe din multe puncte de vedere. N-au spațiile necesare desfășurării unor activități de amploare și așa mai departe, nu au un personal pe care să-l poți încă suficient și după aceea să-l poți specializa an de an prin cursuri de pregătire, prin workshop-uri și așa mai departe, prin parteneriate. Nu, sunt o serie întreagă de lucruri care trebuie făcute. Iar nu trebuie exemplu. Să le ignorăm. Degeaba spunem Brâncuși, că Brâncuși înseamnă ceva, sigur, la nivel
universal, dar dacă noi vrem să beneficiem de acest nume uriaș care este Brâncuș, trebuie să facem aceste lucruri. Dacă nu le facem, nu vom beneficia niciodată, doar de iluzia că l-avem pe Brâncuș. Iluzia că l-avem pe Brâncuș, da. Iar devenit vor veni, dacă noi nu ne mișcăm, vor veni doar aceia care cunosc cartă și care știu despre Brâncuș. Dar ceilalți, eu când vorbesc acum despre specialiști. Sigur că în cercul restrâns a specialiștilor, lucrurile... nu neapărat specialiști. Eu vorbesc de oraș, știu... care orașul trebuie să beneficieze de această infrastructură, care la rândul ei să pună în valoare, având în centru, având ca axă, ca axă în jurul căreia să învârte, să se învârtească tot acest, cum să zic, această sferă culturală, ansamblu de la Târgu Jiu. Altfel nu facem, nu facem nimic. Eu nu vă contrazic, doar vreau să adaug un exemplu ca să arătăm cât de important este exact asta, adică să facem infrastructură, dar să și promovăm ca turistul chiar de rând să vină să viziteze Târgu Jiu. De ce? Pentru că spun poate a treia, a patra, a cincea oară, dar nu pot să nu dau acest exemplu. Am asistat la, adică am făcut un interviu cu câțiva participanți la acel proiect al Consiliului Județean, în care cred că e și primăria implicată acasă la Brâncuș. Și cu ocazia venirii în țară a mai multor reprezentanții din zona turismului din alte țări, îmi spunea un bulgar care reprezenta o agenție de turism importantă din Bulgaria, că Bulgaria, atenție, țara de lângă noi, spunea acest reprezentant din turismul bulgar, al unei agenții foarte importante, că despre România știam de Dracula și de Hagi. Foarte da. Grav. Asta este vina noastră. E și sigur că e și vina noastră. Nu a lui, este, că n-a auzit. Este vina noastră. De Brâncuș, că e din România. Invocai mai mult. Eu sunt adeptul următoarei idei pe care am și promovat-o de altfel. Trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Când e vorba de Brâncuș, nu cred că ar trebui să ne dezbine ceva. Ce exact. Ne dezbină când e vorba de Brâncuș? Ce ne dezbină ca oameni politici, ce ne dezbină ca oameni de cultură, ce ne dezbină ca instituții, sau ca, ca instituții ale administrației sau ca presă? N-am avea motive să ne dezbine. Sigur că acolo unde se fac greșeli și se pot face greșeli, trebuie corectate, iar presa aici trebuie să aibă un rol important, pentru că ăsta e rolul ei, să vegheze la respectarea lor și să fie obiectivă în raport cu ceea ce se întâmplă în instituțiile publice, unde se cheltuiesc bani publici și așa mai departe. Sunt perfect de acord, provin din această zonă și să vadă ce exact. Însă trebuie să învățăm să lucrăm împreună pentru un lucru de care beneficiem în primul rând noi cei care suntem astăzi, dar de care vor beneficia cei care vor fi mâine, poimâine și așa pe termen lung. Altfel, dacă nu vom învăța să lucrăm împreună, să ne concentrăm forțele intelectuale, creative, financiare și așa mai departe, instituționale, nu vom putea să facem mare lucru. Nu vom putea face mare lucru, pentru că dacă nu vom elimina orgolile și nu vom da dovadă de înțelepciune și inteligență în abordarea unor problematici majore a ceea ce înseamnă orașul ăsta ca oraș cultural, județul ăsta ca județ cultural, nu vom reuși să facem chestia asta. Și ca drept dovadă că au trecut 20 și câți de ani de la Revoluție încoace și trebuie să recunosc eu care sunt în momentul ăsta implicat în acest, dar am fost implicat dintotdeauna în acest fenomen, pentru că asta mi-a fost... să zicem menirea sau soarta, nu am făcut mare lucru. Și o spune unul care este într-un... și trebuie făcute lucrurile astea. Dar nu se poate face, adică pot exista niște cazuri izolate, dar aceste cazuri izolate, dacă nu au susținere, dacă nu reușesc să coaguleze ceea ce spuneam eu, inteligența acestui oraș și acestei țări. Eu am adus a Târgu Jiu prin relațiile pe care mi le-am dezvoltat de-a lungul vremii, o serie întreagă de oameni de cultură, care de multe ori au fost de primă rang al culturii române în acest moment, da? Dar care au fost de multe ori ignorați, care au fost jigniți și așa mai departe, dar care, din fericire pentru mine și pentru tot ceea ce ne-am propus să facem, nu s-au îndepărtat de centrul Brâncuș. Nu s-au îndepărtat de ideea pe care le-am povestit-o și le-am spus-o. Pentru că au înțeles foarte bine că există și astfel de lucruri în toată lumea, da? Și ca atare, dar aș vrea să văd o concentrare de forțe și de inteligență locală.
o mai multă înțelegere din partea autorității, care trebuie să fie puțin mai atentă la ce înseamnă Brâncuș și la ce vrem noi ăștia care deocamdată trudim acolo, cu mijloacele pe care le avem la dispoziție, de la mijloacele personale, care înseamnă personale și dezvoltarea personală a fiecăruia până la urmă în zona asta, până la mijloace financiare, mijloace tehnice de realizare a unor lucruri și așa mai departe. Există niște proiecte. Există proiectul meu. E o propunere, sigur că da. Mi-am gândit acest proiect în etape. Nu pot să vii cu un proiect fabulos. Nici nu știu dacă se poate spune așa. Dar însă am gândit un proiect în etape, dezvoltarea, acumularea unor lucruri, le faci, după aceea treci mai faci încă un pas mai departe. Îmi dau seama că orașul nu dispune în acest moment de toate mijloacele financiare, tehnice, umane, ca să pună un proiect amplu, de mare anvergură. Însă se fac lucruri în ultim. Și s-au făcut dintotdeauna. Se fac lucruri. Trebuie să le coagulăm, să le concentrăm, să dăm ideea că la Târgu Jiu se pot întâmpla lucruri și că toate lucrurile astea se întâmplă ca un semn al personalității lui Brâncuș și ca un semn al personalității acestui oraș. Că până la urmă acest oraș trebuie să se identifice cu Brâncuș. Nu poți să faci lucruri minore și de un penibil și așa mai departe. Nu poți să invoci tot timpul că există prostie, răutate și așa mai departe și în același timp să vorbești la modul superlativ despre Brâncuș. E un nonsens și o contradicție în termeni în toată povestea. Suntem la finalul emisiunii. Un singur lucru am să-l mai spun eu și pe care mi-l și asum. Faptul că, din păcate, există totuși presă care are acces la informația internațională, care duce materiale, care merge și câștigă premii internaționale, și am urmărit cu atenție aceste mijloace media care, din păcate, promovează genul de reportaj negativ pentru România. Mie îmi pare rău că se întâmplă asta, noi nu achiesăm la așa ceva ca televiziune și ca instituție de presă. Vreau să mai spun ceva. Suntem la final, dar trebuie să... Noi avem un singur interes și acest interes trebuie să fie Brâncuș, pentru că în jurul lui creăm această poveste și trebuie să eliminăm chestiunile de natură politică, de natură conflictuală și așa mai departe, pentru că, așa cum spuneam, aceste lucruri nu fac altceva decât să dăuneze în principiu unor proiecte sau unei proiecții a acestui oraș, a unei viziuni care poate să facă din orașul ăsta un oraș cultural important, având o operă de o asemenea anvergură. Și din fericire, străinii când vin în România au surpriza să constate că suntem un stat civilizat. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Doru Strâmbulescu pentru prezența în emisiune și Mâine la deschiderea simpozionului. La deschiderea simpozionului. La revedere!